Sper că ești mai bine decât seriile trecute. Încerc. Sunt o femeie puternică și încerc să-mi țin curajul. Ai venit și aș vrea să mergem la Standard. Astea sunt hainele tale. Tu ai venit cu ele și vrei să faci un anunț în seara asta. Da, îmi trag puțin sufletul. Trageți. Pentru că tatăl copilului meu mi-a reproșat adesea că mi-a cumpărat foarte multe lucruri în timpul relației. Lucrurile pe care mi le-a cumpărat au fost strict cele pentru o femeie însărcinată și pentru că m-am gândit că este mai bine să le donez decât să le arunc. Vreau să le dăruiesc unei doamne, unei domnișoare care este însărcinată și care trece și ea prin niște momente nu tocmai plăcute. Adică te refer la... Din punct de vedere financiar. Empatic, în momentul ăsta gândul tău merge către femeile care trec prin ceea ce ai trecut tu. Pentru că înțeleg că a fost o perioadă în care ai avut de-a face și cu violență domestică și cu... Din păcate. Din păcate. Da. Deci astea sunt hainele tale de graviduță, da? Am venit cu o parte dintre ele pentru că nu am putut să le aduc pe toate. Da, nu sunt toate. Păcate, unele sunt șifonate pentru că n-am putut să le aduc pe un Standard. Astea sunt cumpărate de fostul Sunt cumpărate de fostul meu iubit, de tatăl copilului. Și v-am spus, m-am gândit că ar fi foarte ok să le dăruiesc unei doamne, unei domnișoare care chiar are nevoie, se află într-o situație dificilă, precară, din punct de vedere financiar. Puteți să-mi scrieți pe Instagram. Iartă-mă că scopți eu capul printre hainele astea, dar vreau să întreb. Iubitul tău nu zicea, am prins o declarație, că zicea că voi nici măcar n-ați avut o relație. Da, asta în prima seară, după care a afirmat faptul că el a făcut foarte multe lucruri pentru mine. Inclusiv faptul că mi-a plătit analizele de gravidă, că mi-a plătit nașterea și că mi-a cumpărat aceste hăinuțe pe care mă uit pe etichetele lor. Da, nu sunt niște haine scumpe. Nu sunt niște haine scumpe, nu sunt haine de firmă, dar sunt de firmă, asta este situația. De firme mai decente, așa, nu... Da. Adică nu cred că a cheltuit o avere cu... Nu a cheltuit o avere. Și până la urmă a cumpăra mamei copilului tău haine de gravidă... Nu știu, mie nu mi se pare bărbătește, în primul rând, când se termină o relație, să-i ceri hainele înapoi. Da, un adevărat domn nu face asemenea reproșuri și mai cu seamă nu reproșează faptul că a plătit nașterea, în urmă nașterea copilului său. Deci cum? Și... Un tatăl copilului reproșează ție că a plătit nașterea copilului lui? Da. Eu țin să menționez, nu mi-am putut desfășura activitatea de model în timpul sarcinii, pentru că este de la sine înțeles și de ce. Am avut o sarcină toxică, am avut o sarcină cu probleme, iar doctorul mi-a interzis orice fel de efort fizic, mi-a recomandat să stau mai mult. Hai că luăm toate lucrurile astea pe rând după pauza, Andreea. Hainele astea o să ajungă la o mămică, viitoare mămică, la o graviduță. Bine. Și vreau să mă anunț că îmi doresc să ținem legătura și după ce se naște copilașul, pentru a-i dona și hăinuțele copilașului meu, care a crescut. Minunat. Ne spui după pauză cum pot lua legătura viitoarele mămiși cu tine. Acum luăm pauză și luăm toată povestea de la capăt, imediat. Cam asta spune Andreea Podărescu în seara asta la Răi da Buni, că i-a rămas de la fostul iubit. Cam asta, cu asta a venit el în această relație. Hăinuțele tale de graviduță, care nu sunt foarte, foarte scumpe. Tu ai fost însărcinată vara, nu? Da, am fost însărcinată vara. Și vrei să le dai unei femei. Acum, important ar fi să le poarte în timpul verii, dacă s-ar putea. Dacă este acum însărcinată în primele luni, cu siguranță îi vor fi de folos la vară, la primăvară, mă rog. Bine, hai să ne așezăm și să vorbim despre povestea asta toxică, și nu mă refer la sarcină, mă refer la povestea, așa cum mi se pare mie din exterior, cu acest băiat pe care tu l-ai cunoscut în 2015, în timp ce erai model, ți se spunea Prințesa Bucureștiului. Da. Nu m-am auto-intitulat eu așa. Evident. Aceasta a fost meseria mea până în momentul în care am întâlnit acest om și a vrut să mă priveze de această carieră totalmente. L-ai întâlnit în club?
Nu, ne-am întâlnit, ne-am întâlnit la o terasă în Herăstrău. Nu am schimbat nicio vorbă atunci, dar după aproximativ 3 zile mi-a scris el pe un cont de socializare, m-a întrebat dacă vreau să ne vedem. Am fost foarte sceptică în privința acestei întâlniri, pentru că auzisem că nu este tocmai ușă de biserică și că a avut antecedente cu diferite personaje din showbiz, adică era avid oarecum de publicitate, de... În ziua de astăzi am observat că pe fete tocmai asta le incită într-o relație. Ce anume? Nu? Nu, eu la momentul respectiv îmi doream foarte mult să-mi întemeze o familie și îmi doream foarte mult un copil. Iar ceea ce m-a făcut să rămân lângă acest om a fost faptul că și el este și-a exprimat dorința că își dorește foarte mult o familie. Nu m-a impresionat cu altceva. V-ați și mutat în foarte scurt timp, v-ați mutat împreună la ai tăi. O perioadă am locuit la familia lui și în momentul în care am rămas însărcinată, fix în seara în care am aflat că sunt însărcinată, ne mutasem în casa noastră, într-un apartament închiriat. Da, și lucrurile au cam degenerat din acel moment, pentru că mi-a început să-mi fie foarte rău. Nu știam că sunt însărcinată, dar mă simțeam foarte rău până când mi-am făcut testul de sarcină. Am aflat că urmează să aduc pe lume un copilaș și sarcina fiind una toxică, nu prea puteam să stau în picioare, nu puteam să mănânc mai nimic. Aveam o stare de disconfort total. Lucru ce l-a deranjat foarte tare pe tatăl copilului meu. Adică a avut și el un disconfort în același timp. O fi avut și el. Da? O perioadă toxică. Din păcate, da. Și da, s-a comportat foarte urât. Nu te-ai simțit îngrijită? Nu te-ai simțit... Din păcate, nu. Din păcate, nu. Nu am avut parte de înțelegere, nu am avut parte de susținere. Mai mult mi s-a reproșat faptul că nu lucrez, deși tot el fusese cel care mă privase de carieră și de orice loc de muncă. Vedea clar că eu abia pot să mă țin pe picioare și că nu pot să depun efort. Mai cu seamă că această meserie presupune niște ore de stat în picioare pe tocuri, iar eu trebuia să stau mai mult în pat și să merg să mi se facă perfuzii. Bun, ai născut copilul după o sarcină toxică. Da? El a fost lângă tine și reproșează acum mine că a plătit... nașterea, de parcă ar trebui să vină Duhul Sfânt să o plătească, nu tatăl copilului. Dar și în momentul, în ziua în care s-a născut copilașul, am intrat plângând în sala de operații, pentru că pur și simplu am pierdut un set de analize care mi era necesar în sala de operații și a trebuit să le fac la urgență atunci și a fost foarte deranjat de faptul că a trebuit să plătească o sumă de bani în plus la ceea ce ne spuseseră medicii că trebuie să plătim. Acum iartă-mă, dar un set de analize... Nu e o cheltuială. Eu știu, dar atunci când vrei să aduci pe lume un copil. Asta spun, că era un moment în care nu trebuia să intervină și să strice nimic. Deci, practic, s-a certat cu tine că îți prea scumpe analizele când tu te pregăteai să... Să-i aduc copilașul pe lume. Ok. Da. În tot timpul ăsta, o să și vedem când a dispărut el din viața cu ta și viața copilului, în tot timpul ăsta înțeleg că relația ta cu părinții tăi s-a deteriorat tot pe fondul acestei relații toxice pe care o aveai cu ei. Da, s-a deteriorat în primul rând pentru că atunci când aveam cea mai mare nevoie de mama, de familia mea, în special de mama, pentru că după operație de cezariană este puțin mai grea recuperarea. Și aveam și o nevoie de cineva care să mă ajute cu copilașul, plus că fiind primul copil, nu ai cum să le știi pe toate. Le înveți pe parcurs. Și m-am văzut o mamă singură care are un om născut. Păi și mama de ce nu te-a ajutat? Nu m-a ajutat pentru că nu a lăsat-o fostul meu iubit. I-a impus să nu ne viziteze prea des, că ne putem descurca singuri. Dar el te-a ajutat dacă nu... Cât poate să te ajute un bărbat? Dacă tu ca asta femeie nu le știi de foarte pe multe toate. Ori. Cât dar poate să te ajute un bărbat? Da. Cu un copil mă refer, cu un copil nou născut.
Este foarte greu și pentru mamă și pentru tată. Adică aveam nevoie de dar mama care era mea. Relația? El ce avea cu părinții tăi? Părinții mei nu l-au acceptat niciodată, pentru că au văzut că nu este omul care să-și dorească să mă susțină, care să mă facă, să mă simt femeie, să mă simt împlinită. Mi-a înlăturat atât prietenii cât și familia, absolut pe toată lumea din jurul meu, pentru că toată lumea mă sfătuia să renunț la această relație care îmi făcea rău. Tu erai îndrăgostită. Nu am avut niciun alt interes în afară de a-mi clădi această familie și mi-am dorit să-mi clădesc familia prin iubire. Da, erai îndrăgostită de ideea de a avea o familie sau erai îndrăgostită de el? Bineînțeles că am avut sentimente și față de el. Nu au existat alte... Am avut sentimente. L-ai iubit? Bineînțeles adică că, da. Te uitai în ochii lui și îți vedeai bărbatul și tatăl copiilor tăi? L-am văzut până la un punct. Până în momentul în care s-a născut copilașul și... îi spuneam adesea că am obosit și că am și eu nevoie de ajutor și că nu mă înțelege, iar el îmi spunea că dacă nu mai poți, atunci aruncă-te de la balcon. Eu fiind într-o situație, adică fiecare mamă după ce aduce pe lume un copilaș, o perioadă de timp trebuie avută grijă cu ea, pentru că este lăuză. În principiu trebuie să ai tot timpul grijă de ea, dar într-adevăr e o perioadă mai complicată. În primele luni. Exact. Și el îți spunea în primele luni să te arunci de la balcon? Dacă da. Nu te descurci? Dacă nu mai pot și nu mai rezist. Mi se pare super motivant. Adică e, așa trebuie să motivez o... Ăsta e idolul meu. S-a plâns că de ce a plătit nașterea. S-a plâns că de ce a trebuit să plătească niște analize în plus la naștere. Pentru mamă. Mama copilului lui. Și după aceea a zis, dacă nu te descurci, nu o chemăm pe mama ta, nu te pot ajuta nici eu, dar poți să te arunci de la balcon. Bărbat model sau ce? Dacă e adevărat ce spui tu, acum nu știu care e varianta lui. Bun, mai departe. Când a plecat? În momentul în care copilașul avea 7 luni, fusesem într-o vizită la familia mea. Și am avut o discuție referitoare la faptul că până la urmă eu sunt mama copilului și că deciziile cele mai importante trebuie să le iau eu cu privire la copilașul meu și nu familia lui. Discuția a degenerat, a ieșit un scandal monstru, mi-a chemat familia să mă ia acasă cu tot cu copil. Practic mi-a dat afară din casă. A venit tatăl și cu sora mea să îmi strângă lucrurile. Tot el a fost cel care i-a trimis înapoi acasă, că până la urmă poate să gestioneze situația și discuția. Deci 7 luni avea copilul. Când, da. Când l-a mai văzut după aceea sau cât de des îl vedea? Păi după această despărțire l-a văzut sporadic, pentru că nu și-a mai dorit să intervină foarte mult în creșterea copilului. Sporadic ce înseamnă? Copilul are acum 2 ani, nu? 2 ani și un pic. Nu pot să vă dau așa... Adică o dată pe săptămână, exacte, o dată la câteva zile, o dată a dispărut cu lunile din viața copilului. Cu luni? Adică au fost luni de zile, au fost în, care, luni de zile cel puțin, în care nu l-a văzut? Da, cel puțin acum, ultima perioadă, nu l-a văzut de pe data de 25 mai. Păi bine, acum puteai tu să nu-l las să-l vadă. Nu și-a mai dorit, nu a mai dat absolut niciun semn. Și adică a nu ai niciun mesaj de la el în care vreau să văd copilul? Nu. De pe 25 mai până pe 29 august nu a mai dat absolut niciun semn. Și cu toate astea el își dorește? Își dorește custodia exclusivă. Custodia exclusivă a copilului? Da. În condițiile în care eu m-am ocupat în totalitate de creșterea copilașului, am mai spus și la alte misiuni că nu dorește să ne dea alocația copilului, alocația de la stat pe care o primește orice copilaș. O încasează el sau cum? Da, o încasează el. El ia o indemnizație pe baza creșterii copilului, dar el nu se mai locuiește. El nu e mai în concediu de paternitate? Adică? Da. Tare. Și el tot el ia și alocația? Scoate alocația în fiecare lună? Da. Alocația de până la 2 anișori, alocația a fost în valoare de 300 de RON, dacă nu mă înșel. Nu am văzut-o niciodată. Pe copil l-a ajutat cu ceva în... ultimul an și doar jumătate. Când și-a adus el aminte cu sume modice. Gen. Pentru 200 de roni.
La un moment dat mi-a pus în cutia de scrisorii 500 de ron și a considerat că suma respectivă mi-ajunge încă 5 luni de atunci. Și în condițiile astea, există șanse ca el să câștige custodia copilului? El mizează pe faptul că eu am avut o relație deficitară cu familia mea și că la un moment dat a trebuit să plecăm din casă, eu și copilașul, și pe faptul că nu am avut un contract de muncă stabil, pentru că eu mi-am desfășurat activitatea prin contracte de colaborare. Și, dar este de la sine înțeles că dacă nu lucram chiar și singură cu un copilaj, nu aveam cum să-l cresc, din moment ce el nu se implică cu nimic în creșterea copilului. Da, ți-e frică de faptul că poți pierde copilul? Eu consider că Dumnezeu face întotdeauna dreptate și că vede absolut tot ceea ce se întâmplă. Și Dumnezeu a văzut cât de mult m-am dedicat eu acestui copilaș și deși am trecut prin situații... Bun, da, Dumnezeu nu e în sala de judecată. Da. Nu prea are cum să-mi ia copilașul. Nu are dovezi incriminate. Dar ți-e frică de ceva legat de el acum? M-a amenințat de foarte multe ori că îmi ia copilul și, bineînțeles, când e vorba de copilul meu, ți-e frică mă doare. Să mergi cu copilul pe stradă? Sincer, da. Andreea Podărescu, trebuie să încheiem aici, da, pentru că... La un moment dat mă aflam într-un mall din București cu copilașul, iar cineva din familia lui efectiv s-a năpustit asupra mea și a copilului și în momentul ăla chiar m-a fost teamă că mi-l vor lua. Pentru că eu nu aveam niciun fel de texte cu familia lui și s-au năpustit efectiv asupra copilașului. În momentul ăla chiar am simțit momente de panică și da, mă simt amenințată în momentul în care ies în locuri publice, pentru că m-a amenințat de foarte multe ori că poate să-mi ia, pentru că el are foarte multe relații și resurse financiare și că mă va distruge. Mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Un bărbat cu resurse financiare nu cred că se plânge sau îi reproșează mamei că a plătit nașterea propriului său copil. Sau un set de analize în plus. Ne întoarcem după.